Ok, dragilor, astăzi este luni. O zi cam minorată, dar am preferat să ies la o tură cu motorul. Bine, nu e chiar o plimbare, am de rezolvat niște treburi, dar sper să nu mă prindă ploaia. E și un pic aglomerat, pentru că la ora asta, 47 minute, încep să iasă copiii de la școală, de la creșă, de la grădiniță. Dar bafta mea este că am treabă în afara orașului, un pic pe variantă, și să nu fie atât de aglomerat, dar da, vedem ce va fi și azi. Sunt multe treceri de pietoni, nici nu prea ai timp să dai mai mult de a trei. Și încerc să evit a merge printre mașini, pentru că la noi, cel puțin în Bacău, nu prea e familiarizată lumea cu motocicliști. Stau destul de aproape mașinile unele de altele și rar se feresc. Nu prea se feresc, nu știu în altă parte cum e, dar la noi nu prea se feresc. Ceea ce te face să stai exact ca o mașină în spate. L-am observat târziu pe colegul pentru că matizul ăsta elimină niște noxe, nu vreți să știți. Le simt prin cască și am și cagulă. E incredibil, o fi pe gaz. Așa pare. Aș crede că e pe gaz pentru că prea miroase, frate, se simte ca lumea. Ați observat că scuteriștii nu prea salută, mai mult tot motocicliștii, deși și ei sunt pe două roți, da. N-aș avea nimic împotrivă, e ciudat, știi? Mă aștept să salute și scuteriștii, cel puțin eu dacă aș fi avut scuter aș fi salutat. Sper să nu mă latre mulți câini, că sunt câțiva pe aici. Am de luat niște amortizoare pentru dulap. Le-am stricat și a trebuit să caut altele. Și știu că pe aici sunt câteva firme care se ocupă cu așa ceva. Ok, dacă nu m-au tobărât câine în curtea asta, asta e bine. Deci nu m-au tobărât câinii deocamdată în curte, ceea ce e un lucru minunat.
plec și eu cu lucrurile noi. Sunt câțiva câini, o să vă arăt o parte din ei, nu știu dacă ați văzut mai devreme. Am rezolvat și treaba, nu au ce-mi doream. Se poate chema o rezolvare și asta. O să încerc și la Dedeman, dar mă îndoiesc. Aici, uite-i, uite-i. Mai, ai vrea să mă agăți, ai vrea să bagi colțul alea când blugi ăștia trilobit, hă? Ți-ar plăcea? Bă, putea să mă agațe din spate, nu? Dar n-a făcut-o. De data asta a fost băiețaș. Au ei antecedente. Dar e bine. Și-au văzut de treabă. Cred că au mâncat bine astăzi cățelușii. Și au zis că câteva oase nu mai vrem. Dă peste mine, în pula mea cu camionul tău, băga mea. Bă, deci la faza aia cu camionul eu eram poziționat corect. Dar ăștia e doar la bască, nici măcar nu s-au uitat. Nici măcar n-a avut intenția să oprească, să-l belesc. Mă grăbesc, altfel aș fi avut chef o leacă de harță. Am găsit ce îmi trebuia. Bine, becuri. Cam atât și cu Dedeman. O parte am găsit, altă parte nu. Dar bine că n-am venit degeaba, nu? Cred că e full de aglomerat acum în oraș, dar sperăm să ne strecurăm cum trebuie. Da, revenind, discutabilă faza aia cu tirul, pentru că eram totuși pe banda mea, iar el nici măcar nu s-a sinchisit să facă un semn că ar trebui să mă feresc și ar trebui să pur și simplu să mă feresc eu de el, deși mi se părea normal să intre puțin mai încet. Pentru că a intrat destul de tare, ce să zic.
O să mă bag și eu un pic prin lateral, am să evit un pic traficul ăsta foarte aglomerat. Nu prea îmi stă la îndemână să fac lucrul ăsta, nu mi-ar plăcea, pentru că sunt mulți care nu sunt atenți și risc aiurea, dar o să merg puțin mai prudent acum. Nu că n-aș merge în general prudent, dar sunt care nu prea se uită în oglinzi. Când fac dreapta exact, aici bine, a semnalizat. Dar ca idee.